pe acasă te oftici? Nu mai vreau, oricum nu mai vreau, du-te, fă-ți ce vrei, fă-ți alta, aruncă, fă-ți ce vrei, nu mai vreau. Nu, ideea e că ție mai simplu, știi? Să mănânci ce găsești decât să faci. Și deja ești tensionată că trebuie să faci ceva și mai vrei să faci cum vrei tu, dar nu vrei să faci tot. Vrei să facă și altcineva, dar vrei să mănânci ce pe placul tău. Și tot așa, serios. Serios. Ai mâncat de multe ori și mi-ți-a plăcut lucruri până casă pe aici. Nu te supăra. Nu te supăra, ai mâncat luni, 9 luni cât n-am și ai mâncat lucruri care nu ți-au plăcut. Și am de mâna și mea de la altă lume și n-ai făcut atâtea figuri. Și la mine nu poți să, a, gata, dacă am făcut eu fier, nu. Nu e adevărat, Laur, cum mă întorci acum că ai făcut un fier? Pe ce nu mi-ai zis la început? Mi-am zis și ai zis nu, o fac la tigaie de aia. Ți-am zis la... o fac cum vreau eu și ai zis da, iubita, fă-o cum vrei. Ia spune-mi, iubita, dacă o băgai la electrică, dacă o băgai la electrică, puneai ulei de măsline și condimentele alea la electrică? Dar nu se face așa ceva. Dar eu fac cum vreau eu, mă, îmi dai voie să fac cum vreau eu, să mănânc cum vreau eu? Dar tu poți să mănânci cum vrei tu, păi să stai cu cine vrei tu, să faci ce vrei tu, tot timpul poți să faci ce vrei tu. Păi nu mai vreau să vorbesc despre subiectul ăsta, ți-am zis că nu vreau tocmai ca să nu fac material, nu de ce la faci la asta? Mine, te rog frumos, nu bine, mai hai că nu mai îmi tehnești nimic. La hai, Laur, fă-ți cum vrei tu, ia semnea pe care o vrei tu, gătește cum vrei tu, tu vrei doar ce vrei tu și eu să nu am niciun cuvânt de zis în fața ta. Uite că nu ți-ai găsit-o, îmi pare rău. Eu după pui la ce să ajunge, frate. Nu cu cine să vorbești, nu cu cine să vorbești. Și gata. Bună ziua!